Bună ziua, dragii mei! Vă propun astăzi să recapitulăm operațiile cu numere naturale, și anume puterile cu exponent număr natural și ordinea efectuării operațiilor. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Și cu colega lui, Sara. Cei doi copii vor să exerseze câteva exerciții cu puteri. Haideți să-i ajutăm! Să calculăm 7 la puterea a doua. Ne aducem aminte că 7 la a doua, de 7 este baza, 2 este exponentul și înseamnă 7 înmulțit cu el însuși de câte ori mi arată exponentul, adică de 2 ori. Deci 7 ori 7 este 49. 5 la puterea a treia înseamnă 5 înmulțit cu el însuși de 3 ori. 5 ori 5 e 25. Ori 5, 125. 179 la puterea 0, plus 0 la puterea 8, plus 1 la 8, plus 9 la puterea a doua. Deci avem de făcut niște adunări, dar și ridicări la putere. Ține minte că în 3 trebuie să efectuăm ridicările la putere. Orice număr la puterea 0 este 1, în afară de 0 la puterea 0, care este operație fără sens, da? 0 la puterea a 8-a este 0, da? 0 la orice putere este 0, în afară de, bineînțeles, 0 la puterea 0, care am zis că este o operație fără sens. 1 la puterea 8-a, deci 1 ori 1 de 8 ori, este 1. 1 la orice putere este 1. Iar 9 la puterea a 2-a este 9 ori 9, care este 81. Și dacă efectuăm adunarea, ne dă egal cu 83. Să vedem care este pătratul lui 11. Pătrat înseamnă ridicat la puterea a doua. Deci asta înseamnă 11 la puterea a doua, adică 11 ori 11, 121. Iar cubul lui 6 înseamnă 6 la puterea a treia. Da? Acesta este cubul lui 6, adică 6 înmulțit cu el însuși de 3 ori. 6 ori 6, 36, ori 6 ne dă 216. Să scriem următoarele exerciții folosind o singură putere. Deci 4 ori 4 la puterea a treia ori 4 la puterea a opta. Avem înmulțire de puteri cu aceeași bază, deci copiem baza și adunăm exponenții. 4 este de fapt 4 la puterea 1. Asta înseamnă că avem 4 la puterea 1 plus 3 plus 8. Deci este egal cu 4 la puterea 12. În alt exercițiu, 5 la puterea 4, totul la puterea 3. Avem puterea unei puteri, copiem baza și înmulțim exponenții, 4 ori 3, deci egal cu 5 la puterea 12. 7 la puterea 91 împărțit la 7 la puterea 55. Avem împărțire de puteri cu aceeași bază, copiem baza și scădem exponenții. 7 la puterea 91 minus 55 este egal cu 7 la puterea 36. Avem 15 la puterea 19 împărțit la 5 la puterea 19. Observăm că de data aceasta nu mai avem aceeași bază. Aici baza este 15, pentru că dincoace e baza 5. Dar avem același exponent. Și atunci, conform proprietății 4 de aici, putem să scriem 15 împărțit la 5, totul la puterea 19. Deci egal cu 15 împărțit la 5 este 3, la puterea 19. 3 la puterea 11 ori 9 la puterea 8 împărțit la 27 la puterea a 9. Observăm că nu avem aceeași bază, nu avem același exponent, dar
9 este o putere a lui 3 și 27 la fel. Deci, haideți să scriem în alt mod 3 la puterea 11-a ori. 9 îl scriem ca 3 la puterea 2-a și atunci vine totul la puterea 8-a împărțit la 27 este 3 la puterea 3-a, totul la puterea 9-a, egal cu 3 la puterea 11 ori 3 la puterea 16 împărțit la 3 la puterea 3 ori 9 e 27. 3 la puterea 11 ori 3 la puterea 16, mulțire de puteri cu aceeași bază, copiem baza și adunăm exponenții. 11 plus 16 ne dă 27, împărțit la 3 la puterea 27, egal cu, avem împărțire de puteri cu aceeași bază, practic copiem baza și scădem exponenții, 27 minus 27 este 3 la puterea 0, care este 1. De fapt, e vorba de două numere egale, împărțite, rezultatul este 1. Avem următorul exercițiu. Observăm că avem de împărțit două paranteze. Haideți să ne ocupăm întâi de prima paranteză. Avem operații de înmulțire, împărțire și adunări, dar cu puteri. Deci, întâi puterile. 3 la puterea 74 ori 3 e vorba de înmulțire de puteri cu aceeași bază. Copiem baza și adunăm exponenții. 74 plus 1 ne dă 75 plus 2 la puterea 30 totul la 3-a, deci puterea unei puteri, copiem baza și înmulțim exponenții, 2 la puterea 30 ori 3 e 2 la puterea 90 plus, avem împărțire de puteri cu aceeași bază, copiem baza și scădem exponenții, adică 5 la puterea 35 minus 5 le dă 5 la puterea 30 plus 1 împărțit la. Și observăm că a doua paranteză este identică cu prima. Și două numere împărțite, două numere egale împărțite, rezultatul ne dă 1. Deci aici rezultatul va fi egal cu 1. Un alt exercițiu, 3 la puterea 75 minus 3 la puterea 74 minus 5 ori 3 la puterea 73. Este evident că nu ne apucăm să ridicăm pe 3 la puterea 75 și nici regulile de calcul cu putere aici nu le putem aplica pentru că între aceste două puteri, cu toate că au aceeași bază, este operație de scădere, deci nu este mulțire sau împărțire. Dar ce putem să facem este să dăm factor comun. Și îl vom da pe 3 la puterea cea mai mică care apare. Cea mai mică este 3 la puterea 73. Ori, paranteză deschisă, 3 la 75 împărțit la 3 la 73 care l-am dat factor comun, ne rămâne 3 la puterea a doua. Minus 3 la puterea 74 împărțit la 3 la puterea 73 care e dat factor comun este 3 la puterea 1, adică 3. Minus 5 ori 3 la puterea 73 împărțit la 3 la puterea 73 care ne-am dat factor comun este 1 sau 3 la puterea 0. Egal cu 3 la puterea 73 ori avem de efectuat ridicarea la putere, 3 la puterea a doua este 9, minus 3, minus 5, ori 1 este evident 5, egal cu 3 la puterea 73 ori 9 minus 3 este 6, minus 5 este 1. Știm că 1 este element neutru la mulțire, deci egal cu 3 la puterea 73. Un alt exercițiu. De data aceasta ne apar operații de ridicare la putere, mulțire, împărțire, adunări, scăderi și paranteze.
Ne orientăm să efectuăm întâi paranteza cea mai interioară, deci este vorba de paranteza rotundă, și în cadrul ei avem înmulțire, scădere și împărțire și ridicare la putere. Deci, în primul rând, trebuie efectuată ridicarea la putere. Până acolo copiem. Exercițiu plus. 14 la puterea a doua, adică 14 ori 14 ne dă 196 împărțit la 7 minus 3 la puterea a doua este 9 ori 3. Sau puteam să facem 3 la a doua ori 3, deci copiam baza și adunam exponenții. Și în rest copiem. Egal cu, o luăm de la capăt. În cadrul parantezei rotunde ne ocupăm acum de înmulțiri, respectiv împărțiri, în ordinea în care le întâlnim. Până acolo copiem. Și avem 196 împărțit la 7 ne dă 28 minus 9 ori 3 este 27. Închidem paranteza rotundă, împărțit la 3 la puterea 0, închidem cea pătrată, împărțit la 3 la a doua, închidem acolada, împărțit la 3 egal cu. Deci 2 la puterea 4 minus paranteză pătrată, 2 la a treia plus. Acum efectuăm scăderea din paranteza rotundă, 28 minus 27 este 1. Împărțit la 3 la puterea 0, închidem paranteza pătrată, împărțit la 3 la a doua, închidem acolada, împărțit la 3 egal cu. Puteam să transformăm parantezele din paranteza pătrată să facem rotundă, din acoladă să facem paranteză pătrată, dar mi se pare că urmărim mai ușor exercițiul dacă păstrăm parantezele cum sunt. Și avem 2 la puterea a 3, adică 2 ori 2 ori 2 este 8, plus 1 împărțit la 3 la puterea 0 este 1. Orice număr la puterea 0 e 1, în afară de 0 la puterea 0, care e o operație fără sens. Deci 2 la puterea a 4 minus 8 plus 1 împărțit la 1 este 1. Și restam copiat. 2 la a 4 minus 8 plus 1 este 9 împărțit la 3 la a doua. Acum avem ridicări la putere, o scădere și o împărțire. Întâi efectuăm ridicările la putere. 2 la puterea a 4, adică 2 înmulțit cu el însuși de 4 ori. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ne dă 16 minus 9 ori 9 împărțit la 3 la puterea a doua, 3 ori 3 este 9 împărțit la 3. Avem o scădere și o împărțire. Efectuăm întâi împărțirea. 16 minus 9 împărțit la 9 este 1. Tot împărțit la 3. 16 minus 1 ne dă 15. Împărțit la 3 egal cu 5. Vă propunem spre rezolvare următoarele exerciții. Vă mulțumim că ne-ați ajutat și mult succes în rezolvarea exercițiilor. Pe data viitoare, la revedere!